Compania de audit financiar Deloitte, Deloitte fiind numărul 1 în auditul financiar în lume, împreună cu ziarul financiar, poate știți deja de această lucrare, au procedat la efectuarea unui audit pe baza bilanțurilor în formă sintetică pe care toți agenții economici sunt obligați să le depună la ANAF. Deci au procedat la auditarea activității tuturor celor 485.613 agenții economici activi care au depus bilanțul, așa cum vă spuneam, în anul 2016. De ce anul 2016? Pentru că este ultimul an financiar pentru care există datele complete. 2017 și nu s-a închis, sunt în curs de depunere, situațiile financiare. Și atunci, pentru anul 2016, pentru care existau date financiare, și repet, acestea fiind bilanțurile anuale financiare, depuse în formă sintetică la ANAF, au procedat împreună la inițiativa ziarului financiar, greul, ducându-l firma Deloitte, au procedat la auditarea tuturor celor 485.613 agenți economici activi în anul 2016 în România. Adică ai tuturor. Și au constatat un lucru foarte interesant. Au tipărit și o carte și o vor tipări anual. Și au constatat un lucru foarte interesant. Din cei 485.613 agenți economici activi, un număr, primii o mie, susțin jumătate din economia românească. Primii o mie, pe primul loc, o să vedeți, este Dacia Pitești. Ceilalți, 484.613, așa cum scrie în această carte, susțin restul, cealaltă jumătate a economiei. Și atunci au considerat că este foarte important să-i publice pe cei o mie. Repet, este un audit foarte serios, ștampilat de firma Deloitte, efectuat împreună cu ziarul financiar, dincolo de orice dubii de subiectivism, pentru că e făcut pe baza bilanțurilor depuse la ANAF, noi nici n-am știut că se efectuează acest audit. Și niciun agent din cei 485.000 n-au știut că se efectuează acest audit. Este un audit pentru care niciun agent economic nu va plăti niciun leu. Este un audit pentru care niciun agent economic nu a plătit niciun leu. Direct sau indirect. Și acum dați-mi voie să vă dau o veste care cred că ne va bucura pe toți. Praja se află în primele 1000 de companii. Imediat. Și nu oricum, în prima jumătate. Lăsați cartea jos. În prima jumătate a clasamentului celor 1000 de companii, pe locul 454. Deci compania Raja este pe locul 454 între cei 485.613 agenții economici activi în anul 2016. Aveți în mapă în formă sintetică clasamentul. Acest clasament începe, vă spuneam, cu Dacia Pitești. Vedeți, da? Automobile Dacia, OMV, mă rog. Deocamdată nu ne face automobile Dacia Pitești. Și la locul 454 vedem compania Raja Constanța. 454. Colegii mei care au studiat temeinic acest material, spun că suntem al patrulea agent economic ca importanță din județul Constanța. Vreau să vă spun că aici nu intră, în această cifră de afaceri, nu intră fondurile europene. Ce vreau să vă spun? Că n-a fost deloc ușor. Aveți aici clasamentul, da? Extras. Nu a fost deloc ușor. A fost foarte greu. Am pornit la o companie, când am preluat această companie,
Acționa doar în jumătate din județul Constanța. Acționa doar în jumătate din județul Constanța. Asta este adevărul. Într-o situație economică foarte grea, vă dau un singur exemplu, în bilanțul financiar contabil al ultimului an, erau 238 de miliarde de lei datorii către terți. Numai către rănele erau 62 de miliarde de lei. O companie care a dat credite comerciale, bancare, luate pentru energie electrică și pentru salarii. Astăzi, această companie, care este cea mai mare companie publică de apă din România, are o situație economică financiară absolut corectă, bună, foarte bună. Și, repet, nu are niciun fel de credite comerciale. Singura noastră relație cu o bancă este relația cu BERDU, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, pentru că statul român așa a desenat schema finanțării europene, în care și noi, compania de apă, am fost obligați să cofinanțăm fondurile europene. Și de singura noastră relație cu o bancă este cu BERDU, o instituție financiară internațională, de la care noi am obținut creditul de finanțare, cofinanțarea care revine companiei. Dacă nu ar fi fost problematica cu fondurile europene, nu am fi apelat la conlucrarea cu o instituție financiară. Dar v-am spus și în alte rânduri niște condiții economice extraordinare. Poate cele mai bune pe care cineva din România le-a știut vreodată. Deci este făcut de ziarul financiar împreună cu firma Deloitte. Cine este firma Deloitte? Repet. Și vă rog să rețineți și să vă uitați. Că e ușor de găsit firma Deloitte. Este cel mai mare auditor financiar din lume. În anul 2017 a încasat, a avut venituri. Venituri din activitatea directă. De audit, ce fac ei? De 38,8 miliarde de dolari. O cincime din PIB-ul României. Și începând cu anul 2016, este al șaselea agent economic din SUA. Nu al șaselea auditor financiar. Al șaselea agent economic din SUA. Așa cum aici începe cu Dacia Pitești, la ei începe cu Boeing și până cu șase găsești de lui. Deci este o lucrare extrem de serioasă, repet, în care nu i s-a solicitat niciunia din cei 485.000 de auditați să contribuie nici măcar cu o pioneză, cu niciun leu, și suntem mândri că suntem aici, pe locul 454. Cred că și noi suntem mândri, spuneți.